Mi-am făcut eu biletul pentru agenția, am luat primul meci din Franța, Orlins, cu, Avranchescu, Orlins ăștia, până acum goluri între ele, nu știu ce, Haule, Maules, i-am dat pe cote, mă duc două plus după ce am văzut acolo pe ăsta. Mergem la Scott Mainz în Germania, la amatorii ăștia, ăștia de obicei bagă multe, chiar dacă sunt pe ultimul loc, uite, au meciuri cu goluri, între ele să spunem, frate, aici un 2-5, că altceva n-am ce să iau, 2 plus, mic, și așa mai departe, Blackburn cu zbanții. da mai aici, până acum, uitați, în toate are 2 plus, bine, asta nu înseamnă că o să fie, că vă dați seama că de aici o să pierd jumate din astea, vedeți, au meciuri toate cu 2 plus, nu poți să nu joci 2 plus să-l încerci, deși, uite, au crescut cota de la avea vreo 1, 2, 6 azi dimineață, De deci ce este cam gherloasă. Aici la Oxford cu ăștia, după câte știu Oxford nu prea dă multe goluri. Aici arată numai ultimile 8, dintre ele foarte multe câștigate de Oxford. N-am văzut 4 între ele, deci pun 0-3 goluri în meci aici. Atunci mă duc la Charlton cu Northampton. Dăm și aici un frumos, vedeți goluri și astea după părerea mea e tot așa de un 2 plus o cotă de 1.32 mergem frumos mai departe brazilienii ăștia Amazon nu știu ce cu ei nici nu am auzit de ei să fiu sincer văd că mai bune aici că le-au dat niște scoruri anul trecut asta nu înseamnă că dă și acum Doi solizi nu-l pot juca ca e 1-23, încercăm un 3 plus aici, să vedem ce mai este mai departe, mergem în țara galilor. Flint ăsta, meciuri cu goluri, între ele Pac. Toate frumoase, locul 2 cu locul 10. Ce să luăm? Luăm un 2-5, că 26 6 are mic, 2 plus la fel. 2-5 goluri, o cotă de 1.40 nu-i rea deloc. Welldestone cu King Lin. 2 3 nu meci au jucat aici a fost cu goluri de obicei Kingley ăstea când îi pun mă freacă la 2 plus are 1 și 13, deci luăm 2 5 o godă de 1.37. Mergem frumos mai departe, Acranes cu Grota. Aici dăm pe ăsta, toate luate de Acranes. Numai că unul a fost în prelungiri care și un X. Și aici, dacă dăm, nu are 1x și 2 plus să putem lua și atunci nu avem ce face, mergem 2-5 goluri, că uite, s-a dat numai goluri între ele. Sperăm că o să dea și astăzi de îngât să iardă de șobolani. Guiarana cu 12 octombrie, la fel, meciuri cu goluri, 6. Bine, asta facem așa, de jucăm un bilet după statistici. Aici mergem câte au dată ăștia a fost și 3-3, deci să mergem 26 goluri aici și ultimul meci de pe ăsta, Sero Portelo din Paraguay, are 11 din 11 luate cu River Play, poate astăzi River Play le dă ceaiul, dar atunci încercăm un super extra aici și atunci facem în felul următor, îl pun și online, deși l-am pregătit și pentru agenție și am dat plasare. Și asta a fost biletul meu pe astăzi. Dacă v-a plăcut...